Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ești încă în vizorul energiilor pe care le emite vărsătorul, așa că va trebui să acorzi mai multă atenție reacțiilor tale dacă vrei să ai un februarie reușit. Instinctele tale îți spun că, pentru a obține ceea ce ți dorești, trebuie să te apuci imediat de treabă. Au dreptate, pentru că acum norocul îți zâmbește. Cu toate acestea, nu uita de ceilalți și ia în considerare părerea lor. Acest lucru va împiedica o armată de critici să te atace. În schimb, ar trebui să profiți de înțelepciunea și de sinceritatea ta naturală, în loc să o folosești numai în beneficiul tău. În jurul datei de 5 februarie, în zodia ta se formează o lună plină, iar influența acesteia va fi favorabilă dacă îți vei păstra opiniile realiste. Dragoste, dacă dorești să eviți problemele profunde nedorite din acest sector, acordă-ți un moment și fă o mică reconfigurare. Fii atentă la dorințele altora sau la sufletul tău pereche. Încearcă să potrivești aceste dorințe cât mai mult posibil, în loc să le remodelezi în favoarea ta. Până pe 20 februarie, Venus va petrece cu Leii în cea de-a 8-a casa horoscopului personal, care se ocupă de banii altora, de situațiile limite și de moștenire. Din punct de vedere financiar, februarie se va dovedi a fi o lună provocatoare pentru reprezentanții acestui semn zodiacal. Încă nu se așteaptă o creștere a veniturilor tale, totuși, începerea unor noi proiecte luna aceasta nu ar trebui să fie aceeași cu schimbarea locului de muncă, așa că ai răbdare. În ultima decadă a lunii februarie, Venus se va afla în casa nouă a horoscopului personal, casa responsabilă de studii și călătorii. Venus în tranzit prin casa nouă oferă adesea oportunitatea unei cunoștințe romantice într-un fel de călătorie sau excursie, iar probabilitatea de a începe o aventură cu o persoană de altă naționalitate, rasă sau cultură, sau care trăiește într-o altă țară crește de asemenea. Sfat: dacă nu te deranjează, este timpul să nu mai fii limitată de aspect. Vei fi uimită să afli despre virtuțile și puterea care se află adânc în interiorul unor oameni. Sănătatea. Pe tot parcursul lunii februarie, Marte își va continua călătoria prin casa 11-a horoscopului tău personal, sectorul prietenilor și al vieții sociale. Asta înseamnă că orice activitate fizică într-o companie plăcută îți va fi utilă luna aceasta. Poate dorești să practici un fel de sport de echipă sau să participi la un fel de competiție. Sau poate, tentată de vreme bună, leul în februarie își va invita pur și simplu prietenii să iasă undeva în natură. Sau îl vor convinge să meargă împreună la piscină sau la sală. Luna aceasta ți se recomandă orice activitate fizică asociată cu activități comune, un fel de sport de echipă, competiții, întreceri, banii. Până pe 11 februarie, Mercur va rămâne cu leul în casa a 6-a, sectorul muncii și sănătății. În această perioadă, oamenii de afaceri pot începe procesarea unor documente, autorizații importante, vor trebui să petreacă mult timp în structurile de stat pentru autoritățile de licențiere. Este posibil să aveți de-a face cu pregătirea personalului nou recrutat. Apoi Mercur se va muta în al 7-lea câmp al horoscopului, care este asociat cu parteneriatele. Acest lucru te va ajuta să-ți intensifici comunicarea, chiar și cu acei oameni cu care nu te-ai mai văzut de mult timp sau aproape că ai uitat de existența lor. Leii după 11 februarie vor putea prezenta o mulțime de idei constructive care vor fi remarcate de conducere, sau care vor avea un impact pozitiv asupra carierei lor în viitor. Cel mai important lucru este că nu eziți să-ți prezenți ideile de raționalizare. Poate, vei descoperi vreo modalitate inovatoare de a-ți conduce propria afacere. În a doua jumătate a lunii februarie, va trebui să apelezi la soțul sau partenerul tău pentru un ajutor în muncă, iar el cu siguranță ți-l va oferi. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran.
La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!